tânăr de 23 de ani a ajuns după grate pentru că a atacat un polițist cu un cuțit. S-a întâmplat după ce oamenii legii au descins într-un apartament din capitală pentru percheziție în dosarul taximetristului omorât acum aproape 2 luni. Deocamdată, polițiștii nu oferă alte detalii decât faptul că au găsit mașina de serviciu a victimei, dispărută tot atunci. Mai mulți oameni ai legii au descins marți într-un apartament din sectorul Buicani al capitalei, acolo unde se afla tânărul de 23 de ani și un prieten de-al său care era proprietarul locuinței. În momentul în care polițiștii erau în bucătărie, individul a luat un cuțit și a sărit la unul dintre oamenii legii. Din fericire, a fost imobilizat la timp și nimeni nu a fost rănit. Către inspectoratul de poliție Buicani a fost pornită urmărire penală în baza articolului 349 alineatul 1 cod penal Republicii Moldova. De faptul acțiunilor unei persoane în vârstă de 23 de ani, care, fiind într-un apartament, a încercat să aplice o lovitură de cuțit colaboratorilor de poliție în mijlocit care efectuau această acțiune de urmărire penală. Persoana este la moment reținută pentru 72 de ore. Acestea urmează a fi înaintată învinuirea. Pentru că a atentat la viața polițistului, individul riscă până la 2 ani de pușcărie. Ulterior, oamenii legii au aflat că agresorul era dat în căutare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt și trafic de droguri. Perchezițiile în apartamentul cu pricină au fost efectuate în cadrul investigațiilor din dosarul omorului taximetristului de 27 de ani. Cadavrul a fost găsit lângă lacul Ghidighici la începutul lunii aprilie. Atunci mașina acestuia a dispărut fără urmă, dar polițiștii au găsit-o mai târziu abandonată, fără a indica însă locul. Procurorii nu au precizat nici dacă agresorul are legătură cu această crimă.